Astăzi vom organizăm o nouă conferință de presă. E foarte probabil ca aceasta să nu fie ultima din această săptămână și mâine să avem un nou anunț de presă pe pagina de Facebook, la care nu vă mai invita, fiind duminică, nu vă vom cere neapărat să fie prezență. Vom transmite în live, nu va fi necesară prezența fizică și puteți lua de acolo imagini și informații. Fără foarte multe discuții suplimentare, am bucuria și onoarea să am alături de mine pe acești oameni, primari și viceprimari ai localității, ai multor localități din județul Timiș, oameni care îndeplinesc acele criterii despre care vorbeam zile trecute, oameni care s-au dedicat comunităților care i-au ales și n-are sens să lungim foarte mult cu prezentările, dați-mi voie să vi spun fiecare în parte de unde vine și cum se numește. Am, așa cum vă spuneam, bucuria să-l am alături de mine pe primarul comunei Libling, membru PNL, domnul Ioan Munteanu, Imală, cum mi se spune. Unde Imală, ești? Corect, da, aici, da, da. Aici, bine ai venit în rândurile noastre. Bine v-am găsit. De asemenea, avem pe primarul comunei Tomești, Costel Medelean, membru marcant al PNL Timiș, o voce critică la actuala conducere, la adresa actuală de conducere, dar și la alte conduceri din cadrul PNL Timiș. Atunci când am avut această discuție cu el, mi-a spus să știi că eu te voi critica atunci când vei greși și eu voi spune că i-am spus că voi încerca să greșesc cât de puțin voi putea, dar atunci când am să o fac, aștept să fiu criticat. De asemenea, este primărița comunei Foieni, Saveta Moldovan, aici lângă noi. Bine ai venit, Saveta, și tu. Bine l-am găsit. Primarul comunei Uivar, Bogdan Săvulescu. Bine ai venit și tu, Bogdane. Mai este cu noi primarul comunei Variaș, Nicușor Birău, aici lângă mine. Nicu Birău este și coordonator pro România, e cunoscut, e celebru în județul nostru, ca și Nimală, ca și Costel, ca și ceilalți. Nu au nevoie de prezentare suplimentară. Sper că n-am uitat pe nimeni în această primă etapă. În ceea ce privește viceprimarii care vor candida din partea Partidului Social Democrat la legile din 2024, am bucuria să-l am alături de mine, să iau alături de mine pe viceprimarul de la Uivar, Petru Manuel Cătlan. Unde ești? Aici, bine ai venit. Viceprimarul de la Jamu Mare, a babei Lucian. Bine ai venit, Lucian, și tu. Viceprimarul de la Sân Andrei, Iosif Minich. Salut, bine ați venit. Viceprimarul de la Godlob, domnul Cristian Cerba. Bine ați venit. Viceprimarul de la Voiteni, Iulian Olaru. Salut. Viceprimarul de la Săcălaz, Adrian Boboi Dumitru. Bine ai venit, Adi. Viceprimarul de la Mașloc, Eugen Iercu. Aici. Bine ați venit dumneavoastră. Și nu întâmplător am lansat la final pe viceprimarul de la Remetea Mare, domnul Cosmin Chira. Domnul Cosmin Chira îl are alături de dânsul și pe primarul în funcție al localității Remetea Mare, domnul Diego Lubov, un primar care este la al patrulea mandat și un primar care face un gest pe care nu-l vedem în politica românească foarte des, predă ștafeta viceprimarului său, domnului Cosmin Chira, împreună cu președintele organizației care este aici și președintele de la Godlob este aici, susține demersurile întreprinse de noi. Domnul Golubov predă ștafeta domnului Chira și va face parte din echipa domnului Chira în alegerile din 2024. Vă mulțumesc, sunt aproape 20 de primari, 19-20 de primari și viceprimari, majoritatea membrii Partidului Național Liberal, care vor candida, dar și altor partide, care vor candida în 2024 din partea Partidului Social Democrat. Vă mulțumesc dacă sunt întrebări. Sau dacă vrea cineva dintre colegi să spună câteva cuvinte. Da. Vă rog, domnul Mala. Nici nu mă așteptam să nu. Păi, nu se poate. Bine v-am găsit. Am făcut parte 20 de ani din Partidul Național Liberal. Nu doresc să critic niciun coleg din partid. Mă retrag din Partidul Național Liberal și candidez de la Partidul Social Democrat. De ce? Și punctez. De câte ori am mai cerut câte una, știți, că nemulțumirile duc la altă treabă. Ușa m-a fost deschisă la PSD. De exemplu, la domnul Freddy Simunis. De câte ori am fost la București, chemat, din întâmplare ne-am întâlnit pe coridor și a zis, băi, Mală, ce, așa-i porecla mea,
ce ai nevoie? Și am spus, uite, am proiectele Panghel Salini, hai să vedem imediat. Deci, un om de bună credință, acum un tânăr care vrea să facă ceva pentru țara asta, pentru Timișul nostru și consider că merită să susțin acest partid. Împreună considerăm că vom face ceva pentru Timiș, pentru comunitatea mea să o dezvolt și să duc toate proiectele până la capăt. Deci susțin din toată inima, din tot sufletul PSD. Vă mulțumesc! Mulțumim! Da. Bună ziua din nou! Poate da, poate nu. Astăzi spun da. Astăzi spun da la alegerile din 2024. Voi candida din partea partidului PSD. De ce? Pentru că 3 ani și jumătate de mandat, singura mea familie a fost doar PSD-ul. Cum, ce, unde? Poate mulți dintre dumneavoastră știți, poate mulți dintre dumneavoastră nu știți. Foieniu nu este o comună mare, într-adevăr, dar a fost uitată de lume. Datorită domnului președinte, am reușit să obțin multe fonduri, am reușit să fac cât mai multe proiecte și pentru asta sunt aici astăzi să zic da. Voi candida din partea PSD-ului. Mulțumesc! Vreau să menționez ceva ce mi-a scăpat la Living. L-avem și pe domnul Marius Pleșa, președintele PSD Living, aici în sală, susținând demersurile, așa cum vă spuneam. Și de asemenea, susținător al domnului Imală, al domnului Munteanu, va fi și Ancheș Codruț, cel care se prefigura a fi candidat la un moment dat din partea Partidului Social Democrat. Nu va mai candida, am confirmarea dânsului și îl va susține necondiționat pe domnul Munteanu. Bună ziua! Pentru cine nu mă cunoaște, sunt primarul Comunei Tomești, actualul primar, pentru că la noi funcțiile sunt trecătoare, doar electoratul, în iunie sau când o fi, va hotărâ cine va fi viitorul candidat. După 4 mandate pe partea dreaptă, m-am gândit că să încerc o experiență și pe partea stângă. Nu mi-a fost ușor, după 4 mandate cu colegii mei de pe aripa dreaptă, dacă tot să folosesc cuvinte din fotbal, am văzut mai nou din sport. Din punct de vedere al inițiativelor mele, a obligațiilor față de PNL, mă consider că nu am nicio obligație la ora actuală. Mi-am îndeplinit cu brio toate îndatoririle și sarcinile avute, atât din punct de vedere administrativ, cât și politic față de PNL. Voi încerca să obțin un nou mandat sub sigla PSD. Vă spun sincer că nu mi-a fost ușor, m-am consultat foarte mult cu colegii din primărie, cu colegii consilieri, cu familia în primul rând. Eu sunt implicat și pe partea de acord în mai multe dezbateri legislative la nivel de ministere. Poate că sunt... Nu știu, din 2008 încoace, cred că am fost singurul primar care am reușit pe o inițiativă legislativă să aduc toți factorii politici din județul Timiș, toți parlamentarii de la toate formațiunile politice la prefectură în dezbaterea codului silvic, fiind în zonă. Am găsit înțelegere, am considerat că la ora actuală este momentul PSD, majoritatea membrilor PSD sunt generația mea, pot să consider că sunt în viziunea mea, nu vorbesc de doctrine politice și de asta, vorbesc strict administrativ. Sunt multe probleme în domeniul administrativ și zic că Timișul și noi primarii, având privilegiul de a-l avea pe domnul președinte al Camerei Deputaților în Timiș alături de noi, cred că ne va fi mult mai ușor pentru a ne spune dolianțele și a merge spre a arăta unele probleme administrative. Cam asta ar fi. Dacă dumneavoastră... Mulțumim. Cred că facem prima rând. Mai dorește cineva? Tu vrei? Ușor?
Bună ziua tuturor, sunt viceprimarul Comunei Gortlob, Cerba Cristian. Sunt la al patrulea mandat de viceprimar în partea PD, PDL și actual PNL. Am luat decizia de a trece și eu pe partea dreaptă, având în vedere că pot stânga, să fac pe partea stângă. Am fost obișnuit cu dreapta, mă scuzați, pe partea stângă. Având în vedere experiența de 16 ani în cadrul primăriei Comunei Gortlob, o experiență pentru mine benefică și consider că pot să fac ceva pentru localitatea mea, care în ultimii ani au fost diverse probleme, nu e cazul să vi le povestim acum, dar sper, trecând pe partea stângă, să îmbunătățim lucrurile și susțin PSD și candidez pentru un mandat de primar din partea PSD. Mulțumesc domnului președinte pentru încrederea acordată. Mulțumesc. Luci. Bună ziua. Numele meu este Luciana Babei, sunt viceprimar în comuna Jamu Mare. Încă de la început vreau să mă scuz pentru emoții, noi cei din mediul rural nu suntem familiarizați cu presa. În 2020 am construit la Jamu Mare cea mai mare filială din mediul rural USR din România. Se pare că acest lucru nu a fost suficient pentru a ne acorda atenție în următorii ani. Am ales astăzi să fac acest pas, să candidez din partea Partidului Social Democrat la funcția de primar în comuna Jamu Mare în data de 9 iunie. De ce fac acest lucru? Este foarte simplu. Singurul apel la care ni s-a răspuns a fost domnul președinte Alfred Simonis. Deși în ultimele zile sună telefoanele într-una, vreau să le transmit tuturor că numărul nu mi l-am schimbat în ultimii 3 ani jumătate și nu a sunat nimeni și nici nu mi s-a răspuns la diferitele probleme pe care le-am avut în comună. Iată, singurul om care ne-a răspuns la problemele noastre, deși în 2020 vreau să vă spun că Partidul Social Democrat nu a obținut la Jamu Mare un scor foarte bun, dar domnul președinte nu ne-a uitat. De asemenea, vreau să punctez faptul că Partidul Social Democrat este singurul care a prezentat un proiect pentru dezvoltarea mediului rural. În partea cealaltă sau în părțile celelalte am văzut doar orașele mari. Și da, Jamu Mare trebuie să facă parte din acest proiect și vom face parte. Mulțumesc! Îi rog pe Cosmin Chira și pe Ilie Golbov să vină stânga dreapta. Dacă vreți să spuneți voi înainte de... Te rog! Bună ziua tuturor! În primul rând vreau să aduc mulțumiri tuturor celor care m-au susținut și au încredere în mine în continuare și consideră că eu sunt persoana potrivită pentru a administra în următorii ani Comuna Remetia Mare. Am luat această decizie în urma unor mai multor analize și consider că este o decizie corectă, înțeleaptă și benefică pentru comunitatea din care fac parte. Spun benefică pentru comunitate pentru că nu este de ajuns să fii primar. În momentul când îți dorești să te dezvolți, să faci lucruri bune în comunitatea respectivă, ai nevoie de sprijin. Ai nevoie de sprijin politic, de sprijin financiar, de la toate nivelurile, de la nivel județean, dar mai ales de la nivel național. Și pentru acest lucru avem nevoie de un partid puternic, așa cum este Partidul Social Democrat, un partid reformat, cel puțin la nivelul județului Timiș, cu oameni noi, cu oameni competenți, cu oameni cu o viziune, cu care pot colabora și cu care pot face lucruri remarcabile și mărețe pentru Comuna Remetia Mare. Doresc să-i mulțumesc domnului primar pentru colaborarea pe care am avut-o în ultimii 3 ani de zile, o colaborare bună, o colaborare bazată pe respect reciproc și tocmai acesta este și motivul pentru care astăzi suntem aici împreună. Mulțumesc! Vreau să-l invit și pe Neilie, pe primarul localității Remetia, care, repet, ceea ce am spus la început, face un gest pe care puțin primari sunt capabili să-l facă. Predă ștafeta mai tânărului său coleg, viceprimar, cu care colaborează de 4 ani. Îi mulțumesc și eu pe această cale și îi garantez că va rămâne și în echipa
viitorului primar al comunei și în echipa mea, a noastră, de acum înainte. Bună ziua presei, tuturor celor prezenți, dumneavoastră, domnule președinte, colegilor care au fost colegi cu mine primari. Mă bucur că sunt aici alături de domnul președinte, de colegi, de vicele meu care va fi primar, cu siguranță. Eu voi fi alături de el, probabil și în viitor. Vom face o echipă care va merita să fie sprijinită și să aibă un sprijin față de comună. Sper ca să avem o mare majoritate, atât în Consiliu, cât și în comună, să ne sprijine domnul președinte și Partidul Social Democrat. Vreau să vă mulțumesc pe această cale. Întrebări dacă sunt. De la început am spus că îl voi susține pe Cosmin. Cosmin poate să spună și poate să reprezinte... Dar nu înțeleg de ce spuneți că nu-i fericit. Ideea a plecat de la domnul Golubov, ca să știți. Nu l-a convins nimeni domnul Golubov. A venit în urmă cu 3 ani cu această vreme. Să candideze... Da, da, pe eu vă spun că ideea acestei predări a ștafetei a fost de la domnului Golubov, care a venit împreună cu viceprimarul localității în urmă cu 2 ani la mine la o discuție, că se retrage și că îl dorește să lase în continuare pe des. Veți face rocada? Nu știu. Nu este exclusă niciun fel de variantă. Vor merge în echipă la alegerile din 2024. Alte întrebări? Nu mai sunt. Cei care au plecat în PNL au plecat pentru că e foarte bine PSD sau că sunt probleme acolo? Am răspuns și ieri la această întrebare. Da. N-am discutat cu toți primarii PNL care și-ar fi dorit să discute cu noi. Am ales primarii cu care discutăm și pe care dorim în PSD. Criteriile vi le-am spus ieri și le menținem în continuare. Eu pot să vă spun că, având experiența acestor 3 ani și jumătate la ultimele alegeri, sunt în cunoștință și vorbesc extrem de clar, adică nu avem dubii, e o certitudine faptul că PNL Timiș n-a fost un sprijin. Consiliul Județean Timiș, PNL Timiș, nu a fost un sprijin pentru primarii localităților PNL. Deci Județul Timiș cu atât mai puțin pentru celelalte primării care erau alte culori politice. Din perspectiva asta, așa cum vă spuneau colegii, ori de câte ori, și v-am spus și ieri, ori de câte ori cineva din Timiș, indiferent de culoarea politică, primar, viceprimar, consilier local, a venit cu o problemă care era legată de județul nostru, am spus da. Și am făcut tot ce a putut, fără să pun condiții, fără să stabilim că trece cineva la PSD, fără să avem discuții în urmă cu un an, doi, trei sau imediat după ce am pierdut alegerile în 2024. Am început construcția acestui nou PSD, dacă doriți, în 2020, pe aceste coordonate. Și iată că astăzi culegem și roadele. Vă mulțumesc! Te rog! Nadia, cred că am fost... Am crezut că nu sunt, că de aia. Cred că am fost destul de explicit la început. Știți foarte bine, conducerea PNL Timiș în mandatul acesta nu a avut deschidere la București. Nu se prevede o schimbare în bine. Noi, primarii cu experiență, cu mandate în spate, am observat că ora exactă se dă la București și atunci cred că ăsta a fost unul dintre motivele care am făcut pasul. Vă mulțumesc. Permiteți-mi să-i rog pe colegii mei să facă schimb cu ceilalți care vor intra după ce pleacă. Pentru ei? Pentru cineva de aici? Am crezut că-s pentru mine, de aia zicea. Conducerea USR. USR? Da, da. Mi-ați de la USR, da, da. Menționat la început că am construit în 2020 cea mai mare filială USR din mediul rural aproape din România. Aproape 300 de membri. A doua întrebare era pentru vă rog, vă ascult. Ați mai avut discuții și cu alți colegi din USR care vor să facă pasul spre PSD în afară de dumneavoastră și colegul de la... Haideți să vă spun... Întrebați-mi pe mine asta, nu trebuie să... Nu. Pot să-i răspund și eu. Deci, timp de trei ani și jumătate, eu am apelat personal la colegii mei care niciodată n-au fost disponibili pentru mine. Colegii din conducere, inclusiv domnul președinte, inclusiv domnul viceprimar al Timișoarei. Așa că săptămâna asta am decis să nu răspund nici eu, pentru că
3 ani de zile n-au răspuns nici dâns și am hotărât asta. Da, cred că a fost foarte clar răspuns. Am de asemenea bucuria să-i anunț pe cei doi primari din stânga și dreapta mea, primarul localității Cenei, Sărgean Tănăsin. Cine ai venit, Sărgean? Și primarul comunei Checea, Ionică Breje, membru al Partidului Național Liberal. Prezentarea suplimentară e de prisos. Invit pe cei doi colegi dacă vor să adreseze câteva cuvinte. Bună ziua! Am decis să mă alătur Partidului Social Democrat, deoarece am avut sprijinul în ei și m-au ajutat la proiecte. A fost o colaborare foarte bună. Pe viitor sper să meargă colaborarea la fel și să avem o cooperare de bun augur. Vă mulțumesc! Bună ziua, vă spun și eu. Am luat această hotărâre de a fi în această familie, pentru că tot timpul am avut sprijin și deschidere la acele proiecte în derulare și sunt ferm convins că 100% o să am și în continuare sprijin din partea Partidului Social Democrat și domnului Simonis. Vă mulțumesc din suflet! Mulțumesc și eu celor doi, așa cum vă spuneam și mai devreme, în acești 3 ani și jumătate de la alegeri aproape, am ținut aproape și de cei doi și de alți primari pe care îi veți vedea alături de mine în perioada următoare, în conferințe sau anunțuri de presă. Așa cum vă spuneam la început, e posibil ca și mâine să avem un anunț de presă de la sediul PSD Timiș. Ora vă vom comunica ulterior. Nu închideți încă live-urile, mai avem un anunț. Dacă aveți întrebări pentru colegii mei? Nu. Nu. Mai lăsăm. Mulțumim. Nu închideți. Haideți și voi. Hai și în stânga și în dreapta mea unii. Ce este, da? Continuăm. Mă bucur să-l anunț și pe domnul Bono Cucalan, primarul Comunei Dudești Vechi, primar al Partidului Național Liberal, care și dânsul va candida din partea PSD în 2024. Nu întâmplător, domnul Cucalan a ieșit separat de ceilalți colegi, pentru că a venit și cu o parte din echipa dânsului, colegi, consilieri, dar n-are sens să fac eu prea multe prezentări. Bono, te rog, treia. The floor is yours. Da. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Doresc să anunț că la aceste alegeri din iunie 2024 voi candida pentru Partidul Social Democrat. Vom trece cu toată echipa noastră la Partidul Social Democrat. Sunt aici o parte din colegii mei. Ce pot să vă spun, sunt foarte bucuros că mă voi alătura unei echipe dinamice. Noi suntem obișnuiți și lucrăm doar în echipă. Aici am găsit o echipă care are soluții la probleme, le rezolvă, atât aici, la Timișoara sau în județ, cât și la București. Și sunt foarte bucuros că vom putea să facem parte din această echipă. Noi, așa cum probabil știți, administrația noastră lucrăm foarte mult pe proiecte europene în special. Am atras destul de mulți bani. Avem multe proiecte atât finalizate cât și în derulare. Și prin cunoștințele pe care le-am acumulat, prin bunele practici din administrație pe care le-am experimentat și încercăm să le ducem mai departe, dorim să venim aici în cadrul echipei PSD cu aportul nostru și să punem și noi o cărămidă la buna dezvoltare a comunității noastre și în special a județului. Mulțumesc, Bono. Vreau să adaug eu câteva cuvinte. Bono e unul dintre cei mai performanți primari ai județului Timiș.
Cei care ați avut ocazia să vizitați localitatea Dădești Vechi, veți vedea o stație de tratare a apei, cum găsești cu greu în marile orașe din România. Veți găsi o infrastructură școlară, cum cred că n-are nici municipiul Timișoara. Dânsul poate detalia și credeți-mă că sunt extrem de serios când vă spun lucrurile acestea. Localitatea arată impecabil. E un om care a făcut extrem de multe pentru acea localitate și e un om care va lucra împreună cu ceilalți colegi ai mei la programul de oferta electorală a județului Timiș, fiind un om care a performat în mediul privat, care a locuit în Statele Unite o perioadă de timp și care a reușit performanță și în administrația locală. Deci, cu siguranță, vom avea nevoie de el, dar și de alți colegi care au performat în administrația locală la prezentarea ofertei și strategiei de dezvoltare a județului Timiș pentru următorii ani. Vă mulțumesc, mă bucur tare să-l am alături de mine pe primarul comunei Găvojdia, domnul Stoica Dănuț Toma, și echipa dânsului, consilieri locale, actuali, viitori, președintele PSD Găvojdia, întreaga organizație PNL Găvojdia, astăzi prezentă la sediul PSD Timiș, echipă care va candida în 2024 alegeri locale din partea Partidului Social Democrat. Vă spuneam că mă bucur mult pentru faptul că l-avem pe Dănuț alături de noi astăzi. Este de asemenea unul din primarii performanți ai acestui județ, cu care am avut o colaborare importantă, fructoasă în acești ani de zile. Ne-am sprijinit reciproc în momente în care aveam nevoie de ceilalți. Și mă bucură și faptul că e o localitate în care scorul nostru nu a fost cel mai bun în ultimii ani de zile. Domnul Stoica a luat tot ce se putea lua din localitate ca voturi. Așa că e un moment special pentru mine, pentru PSD Timiș. Îl și invit să vă adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc și echipei, colegilor, pentru faptul că au avut această opțiune. În unanimitate, întreaga organizație a hotărât trecerea la PSD. Mulțumesc mult! Vă rog! Te rog. Bună ziua! Împreună cu colegii mei, consilieri și viitori consilieri, am hotărât că vom candida la Partidul Social Democrat, pe listele Partidului Social Democrat, pentru că am considerat că pentru comuna noastră e cel mai bine să venim la un partid puternic și la o organizație care ne-a sprijinit și în acești ani, chiar dacă nu eram de aceeași culoare politică. Domnul președinte Simonis a fost singurul parlamentar care ne-a vizitat comuna în acești 4 ani. În rest, din campania electorală trecută, n-am mai văzut pe nimeni pe la noi. Deci de câte ori am apelat, am avut tot sprijinul și am colaborat foarte bine și sunt sigur că în viitorul mandat vom implementa în comuna noastră proiecte importante. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări? Dacă nu... Ce înseamnă toată organizația? Câți membri? Deci absolut toți membrii cu care ne-am înțeles noi, membrii simpli care avem, au decis că este cea mai bună hotărâre care putem să o luăm, inclusiv toți consilierii PNL actuali, 7, și 2 consilieri PSD care au PSD și au venit. Rămân în echipă. Rămân în echipă, da. Cu conducerea PNL am avut discuții de 4 ani încoace și majoritatea promisiunilor din campania electorală trecută, care trebuia conducerea să ne sprijine pe probleme foarte importante ale comunei, nu prea s-au întâmplat. Și până la urmă noi suntem în slujba cetățeanului, care normal ne-a reproșat că nu am putut să ducem toate proiectele promise să le implementăm. Și noi am discutat și la fiecare ședință, asta pot să confirme și colegii mei, am reproșat aceste lucruri. Mulțumim mult, mulțumesc încă o dată lui Dănuț, mulțumesc echipei dânsului. Rămâne ca mâine să vă anunțăm ora la care vom face un nou anunț de presă. În principiu se va întâmpla mâine.